Acum niște ani, Carmen a fost cea care mi-a deschis, să spun așa, un pic mintea și mi-a spus 20 de minute de sport pe zi fac minuni. Bineînțeles, condiția este să le faci. Bună, Carmen, ești alături de noi? Bună ziua, te-am găsit, dar tocmai am filmat în direct pentru cei care mă urmăresc pe mine pe Instagram începutul emisiunii voastre. Cu asta mă ocupam. Mă bucur că întâlnirea cu mine a fost de folos pentru tine. Și să știi că treaba asta cu sportul este o soluție eficientă pe termen lung, nu doar pentru a stimula procesul de slăbire, nu doar pentru a te menține sănătos, viguros și cu o seriozitate armonioasă pe termen lung, ci și de a-ți păstra sănătatea minții, de a face față stresului și a gestiona toată presiunea asta care vine în mod constant din exterior. Beneficiile sportului asupra psihicului sunt, să zicem, subevaluate. Spunem dacă 20 de minute sunt de ajuns, pentru că sună așa ca o rețetă foarte simplă până la urmă. Punem câteva melodii favorite, avem câteva accesorii și practic sportul acesta e. Tu știu că faci sport mult acasă și ești chiar un exemplu pentru mulți oameni care, nu știu, își găsesc scuze că n-au timp să ajungă la sală, știi tu, celebrele scuze. Mulțumesc! Din experiența mea și a oamenilor care au urmat programele mele de slăbit și transformare corporală de pe carmen-romo.ro, pot să spun că 20 de minute sunt suficiente pentru un om care își dorește să fie sănătos, sigur, nu pentru cineva care își propune să facă performanță, dar pentru cineva care își dorește să fie sănătos, să se mențină pe termen lung și să stimuleze procesul de eliminare a kilogramelor, dacă este într-un astfel de proces. Spune-mi așa, programele mele care sunt destinate celor care vor să facă sport acasă nu au antrenamente mai lungi de 20-30 de minute, să spunem, cu tot cu încălzire și stretching. Spune-mi, te rog frumos, care ar fi un top al acțiunilor care să ne aducă mult mai repede la silueta mult visată? Păi, în primul rând, conștientizarea faptului că cel mai important este ceea ce mănânci. Într-un proces de slăbire, partea cu alimentația contează mai mult decât cea cu sportul. Deci conștientizarea acestui lucru, conștientizarea faptului că dacă nu ești disciplinat și nu pui chestia asta cu mesele pe primul loc atunci când te apuci de slăbit, nu o să reușești să faci lucrul ăsta, mai ales pe termen lung. Apoi disciplina, organizarea, astea sunt principalele acțiuni care te ajută să ajungi la silueta mult dorită. Sigur că și un plan alimentar foarte bine structurat și foarte bine gândit te ajută. Și evident totul asezonat cu sport. Spunem din experiența cu clientele tale, cât de des ar trebui să ne cântărim? Pentru multe persoane cântarul e așa un fel de sperietoare, altele sunt dependente de cântar. Cum văd 100 de grame în plus, intră în panică? Care ar fi atitudinea echilibrată, să spunem? Cântăritul nu te împiedică să slăbești, că nu are cum să facă lucrul ăsta, dar îți poate afecta psihicul, îți poate afecta motivația, mai ales dacă tu ești într-o perioadă, să zicem, fragilă în zona asta și poți fi influențată de un, să zicem așa zis, eșec sau de o neconcordanță a așteptărilor tale cu realitatea cântarului. Și așa mai departe. Și tocmai de aceea eu le recomand celor care urmează programele mele să nu se cântărească mai des de o dată pe săptămână. Sigur, nu se întâmplă nicio tragedie dacă te cântărești mai des. Nu e ca și când n-ai mai slăbit sau... Dar recomandabil este să te cântărești o dată pe săptămână, chiar o dată la două săptămâni. Femeile, de exemplu, dacă sunt în perioada, în preajma menstruației, la fel e bine să evite să se cântărească atunci, înainte de menstruație, în timpul menstruației și să lase eventual două săptămâni până când fac acest gen de evaluare. De asemenea, eu nu sunt fana cântarului pentru că poate să nu se arate corect un progres. Mie îmi place să-mi monitorizez aspectul fizic folosind și centimetru. Cred că este mult mai corect
cu tine și cu evoluția ta centimetrul decât cântarul. Da, pentru că sunt anumite perioade în viață și aici mă refer la femei, mai ales după anumită vârstă, la menopauză, când încep să se acumuleze grăsimi în anumite zone și poate cântarul nu arată neapărat multe kilograme în plus, cum arată, de exemplu, dacă ai o musculatură dezvoltată, dar ești mai fit. Gândește-te că, la asta mă referam, gândește-te că două persoane care au fix aceeași greutate și aceeași înălțime, aceeași greutate pe cântar și aceeași înălțime, arată total diferit. Una îți poate părea supraponderală, iar cealaltă poate să-ți pară fix. Și e o realitate pe care o întâlnim des în viața de zi cu zi. Spune-mi acum cum arată acum rutina ta de dietă și sport. Noi am mai vorbit de-a lungul anilor, știm că respecti totul ca la carte, nici n-ai putea să arăți altfel dacă nu le-ai respecta. Care ar fi o dietă așa, câteva principii în mare și ce tipuri de sport practici? Am văzut în ultima vreme că recomanzi foarte mult coarda. Sar foarte mult coarda, este un, nu știu, din copilărie parcă ar fi, nu știu, pentru toată lumea plăcut să se întoarcă la această activitate extrem de simplă, accesibilă, care nu costă nimic decât o coardă. Nu știu, spune-mi tu mai multe. Te refer la o serie de videouri despre accesoriile pe care poți să le folosești acasă. Cred că asta ai văzut. Ai văzut un video despre cum să-ți alegi corect coarda, care e dimensiunea potrivită pentru tine. Da, am o serie de astfel de videouri pe contul meu de Instagram, pe care mi-am urmă oficial. Nu sar mai mult decât de obicei, mai ales că după vârsta de 40 de ani, oarecum impactul acesta foarte mai dur cu solul, gen alergarea, săriturile în exces ar trebui evitate. Programul meu alimentar e același de foarte mulți ani de zile. Am grijă să mă hidratez corect, să mănânc în concordanță cu doza de mișcare pe care apuc să o fac. Dacă într-o zi am reușit să fac un antrenament un pic mai intens, să merg peste 10.000 de pași, atunci îmi permit să mănânc un pic mai mult. Dacă nu, am grijă să reduc aportul caloric în concordanță cu mișcarea pe care am făcut-o. Proteine slabe, de calitate, fructe, legume speciali, apoi fructe de sezon în doze moderate. Cam asta, suplimente de bună calitate și, evident, mișcare pe care o, să zicem, o văd ca pe o, ca făcând parte din ritualul meu de îngrijire. Adică nu e o chestie deosebită pe care trebuie să o, pe care o simt că o fac, ci pur și simplu este rutina mea zilnică, este ca spălatul pe dinți.